Bună ziua și bine am regăsit la un episod de la FTSG. FTSG. Trebuie să pun pe pauză. Ok, am revenit și vreau să îmi spuneți cu ce să fac cariera. O joc aici pe CSP versus Dinamo. Uite aici jucătorii. Uitați aici, dar nu l-au pe... Ba, pe Denis Alibek l-au. Este foarte fain jocul. Poate fac cariera cu Steaua, poate nu. Noi jucăm 4-3. 3. Nioere. Bum. Tamaș. Moche, Tănase, Nioere, Trage, l-am găsit nou, mie îmi place, dar mai frumos VTSP-ul. Gol! Bă, frate! Dovidiu Popescu! Gol! Bă, frate, ce am? Ai, frate! Pleacă singur Vlad Achim! Trage Achim! Tănase la minge! Trage Tănase, scoate pe Nedo. Este mare ocazie. Și îl voi șterge, cred, să vă arăt și vouă cum se descarcă, dar nu cred, vă dau un link în descriere cum să-l descarcați și este penalti. Care eu, Ovidiu Popescu, nu trebuie să-l rateze. Gol! Ok, facem un schimbări. Va intra Denis Alibek în locul lui Tănase. Va ieși Vlad Mihail. Intră Rick Boldrin. Pintilie și intră Iacoliș. Și cam atât. Trei schimbări. Achim. Vreau să fac un egal spic la penalti. Ham. Dacă nu-mi dau eu gol, cred că nu dă Polanu. Trebuie să-mi dau cu Tamaș. Că el este cel mai slab. Știți voi de ce? Rick Boldrin. Gol de Rivaldinho. Ia să se de gol dinamoviști. Dar Castea nu este niciuna. Prinde pe Ned. FTSG, FTSG, FTSG. Let's go! Frate, unde tragi? Dar am să trag eu. Bine. Vă că nu avem nicio carieră, să scrieți în comentarii ce carieră să fac. Încă nu m-am gândit și peste an nu cred. O fac chiar și un FTSP. Doar să termin cariera cu România. Prezentare. FTSG 17.
Trage Antonio Iacoliș. Uitați, aici puteam să dau gol, dar trag că pot. Uitați aici, era gol frumos. Vreau să fac penalti. Să-i fac un pic măr pe dinamoviști și să-i pun la pământ. Uite aici, dacă dau gol, dacă... Ci! Da, nu dăm. Hai, bă, vreau să pic la penalti. Haideți. Cine trage prima? Eu. Gol. Nu există. Frate. Punem prima mâinile așa. Bă, frate, bine am lăsat eu. Uitați, pune mâinile aici. Bară. Stea poate face 3 la 1, dar nu. Trebuie să o scoate în faza aceasta. Scoate! Bă, frate, ești slab, slab, slăbuț. N-am ce să zic. Bă, frate, am pierdut la penalti. Oricum îi puteam bătea. Și vom juca meciul Barcelona Bayern München. Noi suntem Bayern. Robin Robert. Facem 4-3-3. Opa, am trecut de 4-3-3, va fi Robin Lewandowski. În locul lui Lah. Începe meciul. Barcelona, Bayern, mie. Ribery, Lewandowski. Pe către Vidal, Vidal e și bun la. Rat Piqué, Robin, 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 gol, Robin. Incredibil Bayern. Și că țin cu Barcelona, vreau să care e bună. Poate fac din Liga Spaniei, Liga Germaniei, Bayern München. Nu știu, trebuie să scrieți în comentarii. 3 voturi, 10 voturi. Cine are mai multe voturi, poate echipa aia o mai pun. Și era gol. Și de unde dă Robin. Incredibil! Era de Gabon. Zic și eu. Galben. Un pic de Robin! Și incredibil! Este penalti. Este care îl va da Robin Lewandowski.
trage Lewandowski gol! Bayern München! Dar trebuie să mă învăț să dau mai tare ragele, dar și Bayern München. Jucăm din Liga Spanii. Ok, Thomas Müller, Manuel Neuer, Xavi Alonso în locul lui Ribery, ba nu, în locul lui Philip Lam, Xavi Alonso. Ok, Ribery este periculoasă acum Barça, dar nu este mai periculoasă ca Bayern München. Robin Lewandowski este lovitură liberă care o va da Robin. Robin! Un pic către Müller! Lewandowski! Frate, prin Ter Stegen, Marc-André Ter Stegen. Bă, frate, hai bă, Robin, nu există, ca Robin să nu iei! Gol, Robin! Stai să pun pe pauză. Am revenit. Am avut ceva treabă. Ah. Și cam ăsta a fost jocul. Dacă v-a plăcut, să nu uitați să dați un like, share și subscribe. Cum a fost Gaming Vlad? La revedere!